Au luat-o la fugă pentru sănătate. Peste 300 de copii au alergat astăzi cât i-au ținut picioarele la un cross în centrul capitalei. Dornici să facă mișcare în aer liber, picii s-au ales cu o porție bună de distracție. La final, toți participanții au primit medalii, dar și aplauze de la susținători. Pentru că suntem în plină pandemie, la competiție au avut acces doar părinții vaccinați sau testați negativ la COVID. Înarmați cu entuziasm și multă forță, picii s-au aliniat la start. Au avut de parcurs 4 distanțe, începând cu 400 de metri și ajungând până la 2000 de metri pentru cei cu vârsta de 13 ani. Picii și-au înfierbântat tălpile la propriu, dar pentru unii i-a meritat. Iată și mica campioană. Am avut foarte multe emoții. Am crezut că nu o să reușesc la start, că acolo cu pregătirea aceea, dar am reușit. Sunt bucuroasă că am luat locul întâi. Copiii au venit împreună cu părinții, frații și surorile, care i-au susținut și le-au împărtășit emoțiile de bucurie. Ne place sportul. Așteaptă un an de zile Maradona, un eveniment foarte frumos. Locul 3 am luat, suntem fericiți. Alții au venit tocmai hăt de la sudul țării. Мы приехали с Волконежки для участия в марафоне с детками. Дочь моя участвовала в первом забеге 5-6 лет, а сын на данный момент вот бегает в возрасте 7-8. Спорт это здоровье, спорт это жизнь. Мы как родители должны детей своих продвигать и учить к здоровому образу жизни. Maratonul este la cea de-a 7-a ediție și are drept scop promovarea sportului, dar și a modului activ de viață în rândul copiilor. Avem starturi aparte pentru fetițe și băieții și după vârstă. Fiecare copilaș primește medalia sa, la fel ca și kitul de start, cu maiou, și cred că așa și cresc campionii. Organizatorii spun că au respectat regulile anticovid în cele mai mici detalii. Adulții au avut acces la maraton în baza unui certificat de vaccinare sau al unui rezultat negativ la testul COVID. Actele erau verificate de către voluntari. Obligatorie a fost și purtarea măștii. Verificăm testele de vaccinare ale oamenilor și testul COVID. Și cei care nu au test COVID sau nu sunt vaccinați? Cei care nu au test COVID sau nu sunt vaccinați, avem aici centru unde pot face testul de COVID rapid. În 10-15 minute este deja rezultatul și pot trece. Maratonul va continua și mâine cu probele pentru adulți. În acest context, între orele 1 și 30 și 19, traficul va fi suspendat pe Bulevardul Ștefan cel Mare, precum și pe Bulevardul Dacia, de la strada Ciuflea până la strada Trandafirilor.